Andreea Bălan a avut parte de un moment stânjenitor în timpul unui concert. Artista, care are o carieră impresionantă de peste 20 de ani, a căzut de pe scenă în fața fanilor săi, iar filmarea a ajuns pe internet. Andreea Bălan se pregătește intens pentru concertele sale, mai ales că oferă un adevărat spectacol pentru fanii săi. Cântăreața cântă și dansează, dar și schimbă mai multe costumații în timpul evenimentului. Cu o carieră care durează deja de peste 20 de ani, vedeta a reușit să rămână în atenția publicului și să-i cucerească pe toți cu talentul său. Recent, în timpul unui concert din comuna lui Mina, județul Constanța, Andreea Bălan a avut parte de un moment stânjenitor pe scenă, chiar în fața fanilor, care s-au strâns să se bucure de muzica ei. În timpul coreografiei cu dansatoarele sale, artista a căzut de pe scenă. Ca o adevărată profesionistă, Andreea Bălan s-a ridicat și a continuat show-ul din comuna Lumina ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, astfel că fanii s-au bucurat în continuare de concert. Vedeta, care face parte din juriul de la Te Cunosc de Undeva, a făcut haz de necaz și a postat filmarea cu momentul stânjenitor pe conturile sale de socializare. Așa se dispare de pe scenă, a spus ea glumind. Videoclipul distribuit de artista are aproape 300.000 de vizualizări, iar fanii s-au amuzat de moment. În același timp, Andreea Bălan a fost încurajată să treacă peste momentul stânjenitor pe care l-a avut pe scenă. Așa a fost coreografia. Ce? Doar Beyoncé știe să cadă? Bine că nu s-a întâmplat nimic grav. Și la Case Mai Mari se întâmplă. Au fost o parte dintre comentariile fanilor vedetei. Andreea Bălan pregătește un show inedit, iar pe 16 octombrie urcă pe scena sălii Palatului pentru un spectacol unic. O poveste despre viață, dragoste, despre putere și supraviețuire, despre vindecare și iertare, menit să dezvăluie prin muzică experiențele sufletești ale artistei.